Comuna Fundul Moldovei, veche vatră folclorică, găzduiește de ani de zile, luni de Paști, Balul Gospodarilor, un eveniment care în timp a devenit o carte de vizită a comunei și care astăzi impresionează prin calitate și autenticitate. Aici sutele de persoane prezente sunt îmbrăcate în costum popular, joacă de rup podelele, iar buna dispoziție este asigurată an de an de artiști locali, dar și de interpreți de muzică populară consacrați din folclorul românesc. Acesta a venit rândul Andrei Haisan, Aneil Camureșan și a lui Paul Ananie, artiștii pe muzica cărora oamenii au petrecut până în zori de zi. Vin cu mare emoție pentru că de fiecare dată oamenii aici știu cum să simtă și să trăiască pur bucovinean, adevărat românește. Și unde mai frumos balul dacă nu la Fundul Moldovic, așa îmi place mie să spun, și tot am fost și prin alte părți, dar la noi acasă unde s-a pornit balul, că mi-e așa îmi place să spun, e cel mai frumos și oamenii știu să aprecieze ceea ce înseamnă muzica, știu să se bucure de fiecare moment, mai ales când îndată ce s-au dat drumul la Cășlege. Yeah.
Să-ți spun drept, eu vin dintr-un meleag în care tradițiile într-adevăr se păstrează, dar ce se întâmplă aici este jos pălăria, pentru că Bucovina în acest domeniu excelează la aceste baluri frumoase în care, iată, folclorul se păstrează atât de frumos. Am fost martor aici la Jocul Arcanului, așa cum nu l-am văzut niciodată și am rămas foarte, foarte impresionat, iar ceea ce se întâmplă aici e minunat și vă felicit și eu sunt foarte, foarte onorat să fiu astăzi alături de bucovineni. E un lucru copleșitor să vezi atâția oameni îmbrăcate în costume populare, dar nu numai asta. Faptul că sunt majoritatea cu costume populare autentice. Asta e cel mai frumos, că le aduc pe cele vechi, le scot din ladă și e frumos, e frumos tare. Ce mesaj ai pentru bucovineni de la fundul Moldovei astăzi aici? Dragilor, continuați să țineți tot așa, pentru că ceea ce faceți e minunat, ați dat tonul unui eveniment cultural extraordinar de frumos, vă felicit din toată inima și să trăiți că trebuiți! Și-o mândră atâta minte ai, mândră atâta minte ai, dacă tot prun de șerpe ai, tot prun de șerpe ai, până minte-i căpăta, până minte-i căpăta, i-a plăcut mândră ta, i-a plăcut mândră ta, măi! Mai după mândre seductor, după mândre seductor, poclopul cu ureche, poclopul cu ureche, uiteți bugete pe ghe, uiteți bugete pe ghe. Să-l vezi, ca să strigăm o strigătură care la Maramureș zice cam așa, ca să le faceți. Ai, dar nu ce uita mândre lume, ai, că la toate să fiam tu, că eu am numai o plăr. De remarcat este și faptul că, de la an la an, acest bal cunoaște o evoluție vizibilă. Este dinamic, iar oamenii au parte și de momente surpriză din partea organizatorilor. Inimosul Silvian Poenaru, reprezentant al administrației publice locale, are grijă ca tot evenimentul să fie ireproșabil, iar oamenii să plece acasă și cu amintiri, dar și cu premii. Concursul de ciocnit ouă și tombola de anul acesta au avut premii considerabile. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Și finala, Hristos a înviat! Și pentru primul gospodar al satului, primarul comunei, Tudor Zdrob, de ani de zile, luni de Paști, înseamnă balul gospodarilor. Acesta spune cu bucurie și satisfacție că numele comunei ajunge să fie confundat cu acest eveniment. Am să spunem decât că se confundă balul gospodarilor cu comuna în fundul Moldovei. De fapt, când spui fundul Moldovei, spui două lucruri. Balul gospodarilor de la fundul Moldovei și festivalul Buna Vestire. Dacă festivalul Buna Vestire abia ajunge să aproape de 30 de ani, mult mai mult, balul gospodarilor este undeva la 50 de ani, dacă luăm că prima ediție s-a făcut undeva în 1970, cu mici pauze, dar compensând și cu faptul că în anumiți ani se făceau în toate cele trei mari sate pe an, se poate spune că au fost tot atâtea baluri
în acești aproape 50 de ani. Și de fapt asta este, după cum se vede în ultimul timp, și pentru turist care a luat oarecare amploare în fundul Moldovei, constituie un brand, constituie un motiv pentru a veni la fundul Moldovei și sper că nu numai pentru fundul Moldovei, ci și pentru întreaga Suceava, întreaga Bucovina. Numai la balul de la fundul Moldovei ai ocazia să vezi sute de bărbați care dansează în același pas arcanul, să auzi strigături vechi și să îți amintești de satul bucovinean de odinioară. La ediția din acest an a fost prezent și președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur.